Un concert pe care unii l-au așteptat de o viață. Un eveniment pe care Transilvania îl merită. Campionii României, CFR Cluj prezintă evenimentul anului în Transilvania, Iron Maiden la Cluj. Pe 15 august, legenda heavy metalului mondial își dă întâlnire cu românii într-un show care va intra în legendă. Fii acolo! Ia-ți bilet cu doar 100 de lei de pe www.servuscluj.ro și pregătește-te pentru un concert de povestit nepoților. Pe 15 august, în parcarea Polus Center, Iron Maiden va zgudui inima Transilvaniei. Sigur, cultura bistrițeană a avut prezență la cel mai înalt nivel în ordinul vizual, în ordinul poetic, în ordinul muzical, cum bine spunea aici Gelu Vlașin, însă el, după părerea mea, se distinge printr-o acțiune formidabilă, novatoare, spun eu, din punctul de vedere al intelectualului care sunt. El este fondator și coordonator general al rețelei literare. Acesta este un portal cultural despre care mi-aș dori foarte tare să-l auzim vorbind pe Gelu Vlașin, să ni-l prezinte in extenso. Sigur, inițial a fost un proiect experimental, început acum 2 ani de zile, un proiect care a ajuns în momentul de față la peste 6.000 de membri din foarte multe țări din întreaga lume. Sigur că sunt membri și din România. Este un portal cultural, să numesc așa, deși se numește Rețeaua Literară. Este un portal cultural pentru că avem membri și scriitori, și sculptori, și muzicieni, graficieni, dansatori, librari, editori. A ajuns în momentul de față la un trafic de vizită de peste 2000 de cititori zilnic și cu o vizualizare foarte bună în străinătate. Sunt vizitatori din peste 160 de țări care intră pe acest portal cultural și își extrage cumva seva culturală din ceea ce se întâmplă acolo. Există oameni care își postează lucrările atât de artă plastică cât și creațiile literare. Deci e o rețea de convivialitate, altceva decât ceea ce se întâmplă în viața publică românească, mai ales gâlceavă, continuă, zarvă, gălăgie fără margini, fără sfârșit, practic. E o rețea profesională în care autorii se prezintă, dialoguează între ei, comunică între ei, își scriu, își prezintă operele. Mi se pare un lucru cu totul benefic, cu totul excepțional. Sigur că acolo lucrurile stau destul de interesant pentru că, așa cum bine ai subliniat, există posibilitatea de comunicare, oamenii comunică între ei, reușesc să își transmită unul altuia diverse opinii relaționate cu lucrările prezentate. De altfel, se nasc grupuri de discuții în cadrul rețelei literare, avem foarte multe grupuri de discuții, avem foarte multe proiecte care s-au născut din colaborarea pe care unii autori din România au reușit să o deschidă în alte zone europene și de peste ocean. De asemenea, Rețeaua Literară, în momentul de față, s-a constituit ca un fel de alternativă virtuală pentru tot ceea ce înseamnă promovarea scriitorilor români în străinătate. Este o platformă care, bineînțeles, are în intenție să se dezvolte foarte mult în perspectiva imediată. Avem de gând să creăm și o editură a rețelei literare. Vrem să facem de asemenea și o agenție literară pentru că, din păcate, în România, agențiile literare, adică agențiile care să reprezinte scriitorii în relația lor cu editorii străini, lipsesc cu desăvârșire sau sunt câteva care se ocupă mai mult de prezentarea scriitorilor străini în România și mai puțin a scriitorilor români în străinătate. Vrem să facem acest lucru și cred că o să avem posibilitatea în curând să dezvoltăm. Unul din pașii pe care i-a făcut Rețeaua Literară în aceste zile la Bistrița e parteneriatul pe care l-a semnat sau l-a provocat, de fapt, între Rețeaua Literară reprezentată de Gelu Vlașin, Biblioteca Județeană, Uniunea Artiștilor Plastici, Primăria Telciu.
e un protocol care se întinde pe o durată anume în timp, deci nu e punctual și în acest protocol se vorbește despre faptul că rețeaua literară își propune să organizeze seminarii, workshop-uri de antrenament și nu numai de antrenament, dar de antrenament creativ, efectiv, direct. Dacă ai vrea să ne descrii invitații taberei de întâlnirilor de la Telci sau a Literar Festului Telcean, să zicem așa, cu amănuntele pe care le vei considera semnificative, bineînțeles, adresându-le invitația celor interesați să ia legătura cu Gelu Vlașin sau cu Biblioteca Județeană și să vedem cum ne putem întâlni măcar o dată, o să vedeți în finalul emisiunii, cum ne vom întâlni măcar o dată, să-i cunoaștem pe cei care sunt invitați acum și să asistăm la un recital de poezie și proza lor. Sigur că aș vrea să subliniez în câteva cuvinte parteneriatul pe care l-am semnat și care mi se pare foarte important, deschide nenumărate perspective și pentru... Chiar până la editarea producțiilor care se vor exact, realiza acum, antologiile, da, taberei de creație. Da. Sigur că pentru prima dată, cred eu, am reușit să găsesc o înțelegere foarte bună din partea autorităților locale prin intermediul instituțiilor pe care le... Da, permisivitatea pe care primarul Sever Mureșanu are mi s-a părut excepțională și care este denotă ținuta lui de edil cu adevărat responsabil de șef al comunității telcene. Este un primar de excepție, așa cum Telciu cred că n-a avut niciodată. După părerea mea, e o părere personală, este cel mai bun primar pe care l-a avut Telciu. Și asta se vede concret în activitățile pe care le gestionează și concret în vizualizarea ceea ce s-a întâmplat de când este primar la Telciu. Este un om deosebit și îl consider în afară de primar și un prieten apropiat pentru modul în care a reușit să aibă deschiderea pentru semnarea acestui protocol. Și felul în care se implică nemijlocit, adică dincolo de vorbe, de promisiuni, de amabilități, de politețuri, el e efectiv implicat în organizarea nu numai a taberei, sigur că el are o mulțime de altă, trebuie să fie chiar în seara asta aici, dar a fost reținut. Sunt zilele Telciului pe care le organizează acum la sfârșit de săptămână. La fel pot să spun și despre Biblioteca Județeană Bistrița Năsăud, unde la fel am întâlnit ca un fel de surpriză plăcută o atmosferă foarte deschisă și posibilitatea de a deschide niște proiecte foarte interesante în perspectivă. Uniunea Artiștilor Plastici nu mai vorbesc. Deci există, care ai mai colaborat. Am mai colaborat, deci despre UAP știam că are deschiderea necesară, dar surpriza a venit din partea Bibliotecii Județene și, bineînțeles, a primăriei Telciu, unde știam că primarul este un om deosebit, dar acum chiar mi-a confirmat că... Da, eu cred că ăsta e modelul viitoarelor întâlniri și producții culturale propriu-zise, adică autoritățile locale sau cele județene trebuie să se implice nemijlocit și să-și facă fiecare treaba la care se pricepe. Sigur, eu cred că prin cultură și promovarea acțiunilor de acest gen, că sunt niște acțiuni de elită, care vin cumva să deschidă zona, vorbim despre o tabără de creație națională. Sunt oameni care vin din toată țara. Chiar internațională. Chiar internațională, da, Clara Mitola din Italia, Clara Mitola. Este o traducătoare foarte bună și vreau să spun câteva cuvinte și despre ceea ce o să se întâmple în viitor. Aș vrea neapărat, da. Sigur că întâlnirile de la Telciu, așa le-am numit generic, ar vrea să se consolideze ca standard pentru tot ceea ce înseamnă organizarea de proiecte culturale în România. Are un scop clar definit prin organizarea acestor workshop-uri creative la care am invitat, în afară de cursanții propriu-ziși, sunt tineri
scriitori. Între 17 și 25 de ani, da. Care au ajuns aici pe baza unor criterii valorice indiscutabile. Sunt câștigători ai unor concursuri de prestigiu, mă refer la Festivalul Național de Artă pentru Liceeni, LICART, sunt câștigători ai concursurilor pe care noi le-am organizat în rețeaua literară și la care am avut parte de un juriu de excepție în persoana lui Octavian Soviani, Alexandru Matei, profesor universitar, și Cosmin Ciotloș de la România Literară. De asemenea, speakerii, lectorii care participă la aceste workshop-uri sunt oameni de excepție. Ar fi trebuit să participe și domnul Octavian Soviani, din păcate este prins la Târgoviște cu terminarea unui roman pentru care a semnat un contract, dar cu siguranță... Probabil pot să vină la o altă sesiune, avem promisiune. Am asigurarea pe care mi-ai dat-o, că rețeaua literară va încerca să mai facă sesiuni cât mai dese în timpul care urmează. Chiar asta ne propunem. De altfel, întâlnirile de la Telciu, așa l-am și intitulat, sunt la prima ediție și ne dorim cel puțin două sesiuni anuale. În afară de Octavian Soviani, pe care îl așteptăm sigur la o altă ediție, îl avem pe Alexandru Matei, doctorand, așa cum spuneam, în minimalism, profesor universitar, un critic foarte important, da, care va susține workshop-uri de critică. Îl avem pe Andrei Ruse, un specialist în tot ceea ce înseamnă promovare online, un blogger blogging. Este un foarte tânăr autor, are 24 de ani, dar foarte bine vizualizat în tot ceea ce numim noi lumea bloggerilor, pentru acțiunile pe care le desfășoară și expertiza pe care o face în proiectele la care, de altfel, rețeaua literară și colaborat. Vorbim despre Ringul de Vorbe, un eveniment cultural pe care l-am organizat la București pe care vrem să-l facem itinerant. Îl avem pe Răzvan Țupa, un mai vechi colaborator și promotor cultural, un scriitor de excepție, nu neapărat prin ceea ce scrie, ci mai ales prin modul în care reușește să discute despre relația creativă a autorului. Da, el va avea workshop-ul de creative writing. Spui și de ceilalți... Sigur, l-avem Sorin Despot, Stoian G. Bogdan, câștigătorul premiului Instituțiilor pentru Debut. Vor fi tot timpul taberei, da, acolo. Deci da, vor fi tot timpul. Vor sta tot timpul taberei. Vor fi ședințe de dimineață, de după amiază, iar, că vă promiteam, miercuri după amiază la ora 18 la Galeriile de Artă Arcade, participanții la evenimentul de tabără creativă de la Telciu vor susține un recital la Galeriile de Artă Arcade din Bistrița. Iată cum Telciu nu mai este doar al lui Luca Onu, a Valeriei Peter Predescu, el se deschide către fenomenul literar contemporan și cu ocazia zilelor localității găzduiește poate unul dintre cele mai interesante evenimente pe care l-a gândit, l-a, ca să zic așa, promovat și îl susține cu un efort greu de imaginat, Gelu Vlașin. Vă urez succes, sper ca noi cu carele de înregistrare să fim și noi prezenți la câteva din evenimentele de la Telciu, ca să putem să le arătăm telespectatorilor ce s-a întâmplat acolo. Și sper să pot să vii să depănăm, deja atunci vor fi amintiri, în legătură cu prima ediție a întâlnirilor de la Telciu într-o perioadă următoare. Cu mare drag, oricând. Mulțumesc tare mult, vă urez mult, mult, mult succes pentru zilele următoare și vă așteptăm la Telciu cu ocazia taberei naționale de creație, rețeaua literară. Mulțumesc mult! Mulțumim!